Ce faci? Ce faci, băi, acolo? Bună dimineața! Salut! Ce faceți? Bună dimineața! Care-i treaba? Bună dimineața! Bate vântul foarte tare azi. Gata-i? Hai, ieșim afară? Haide, fetelor, hai! Haide, ca-ca-ca! Haideți! Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Dăm drumul la găinușe. În ultima perioadă am început să le las în fiecare zi afară. Să le las să se plimbe, să iasă la iarbă verde, nu pot să zic că nu prea mai e iarbă. Și cam asta e familia pe care au format-o, doar din găini, pitice și cocoși frezați, trei cocoși frezați, după cum se poate observa, unul de cochinchin albastru frezat, cu o găină de cochinchina negru și cocoșul Elvis, plus acel cocoșel din spate, ăla cu gâtul auriu, cu capul auriu, plus 5 sau 6 găini normale, 5 pitice, și o cochinchină, după cum am spus. Aici ar fi 6 pui și 3 cocoși, cam 2 cu 1 la fiecare. Am lăsat doar cocoșii frezați. Mamă, deci bate vântul îngrozitor de tare. Sper să mă aud. Bate vântul foarte, foarte tare. Ce-i, Lilica? Fata, care-i treaba? Ai venit și tu aici? Murdărici. A, uite, amândouă au venit. Da? Auzi, și cochinchina acum a ieșit. Stai că-mi dai telefonul jos. Opa, stai că-mi dai telefonul jos. Gata, haideți, acum a ieșit și cea de cochinchina, negru. Băi, ăștia se bagă în cadru aici. Stați așa, dați-vă la opa. Opa, ce faci, măi? Aleu. Stai, măi, ce faci? Vedeți că ne lovim unul în altul, încet. Da? Încerc să filmez. Hai să vi le arăt mai de aproape, să le vedeți. Avem aici o bărboasă pe culoarea negru-albăstrui, foarte frumoasă. Toate puicile, cred că exceptând una. Ia uite, calcă cocoșul pe cochinchina. Avem aici această albastră, un metis de mătase japoneză, are 5 degete, nu știu dacă se poate vedea, are 5 degete, este inelată, iau, ce bate vântul foarte tare. Toate păsările pe care le am aici sunt de 2021, inclusiv cocoșii, inclusiv puicile, sunt inelate, uite, aia singură, această puică este de 2020, asta e de 2020. Restul sunt tinere. A, și neagra, gata, și neagra, deci nu, am greșit, deci 4 puici sau ceva de genul. Mai am 2 de 2020. Uitați-vă ce vânt bate, ce vânt turbat, foarte tare bate vântul. Da, cam astea ar fi găinușele, sper să mă aud. Asta e tot metis de mătase japoneză, are 5 degete, piele albăstruie. Asta e de 2020, neagra. Și cu aia de lângă ea, ambele de 2020, celelalte sunt inelate, 2021, scoase la mine, puici tinere, care ouă, asta ar fi familia, de 6 cu 3 cocoșei, cocoșei toți fiind frezați, unul dintre ei și ăla are 5 degete fiind, cred că ceva metis de mătase japoneză, deci o să iasă niște metisuri foarte faine și cred că sper să-mi iasă cât mai multe frezate. V-am spus, o să mai aduc o găină frezată de la un prieten, momentan încă n-a venit sau nu m-am dus eu la el, o să-i dau una la schimb și o să formez ceva frumos aici. Mamă, deci bate vântul. Ia uitați cocoșelul Elvis, care e foarte simpatic și suflă vântul în fundul lor. Da, le las libere prin curte, pe aici, prin grădină, pot să se ducă unde doresc ele, inclusiv prin față, pot să plimbe toată curtea, pot să se plimbe, fără nicio problemă. Ia uitați-vă la cocoșelul ăsta aici, da, e cocoșel, deși încă pare găinușă, da, e cocoșel, avem 3 cocoșei, cam asta e, da. Continuăm turul găinilor și
O să mergem acum să vă arăt familia de mătase, de mătase, auzi ce vorbesc aici, de labres. Deci 4 cu 1 pentru cei care nu le știu. Avem aici 4 găini și un cocoșel de labres. Astea sunt. Toate sunt 2021. Cocoșul calcă, găinile se ouă, am început să adun ouă de la toate păsările. Adun ouă și vreau să le pun la incubator, să scoatem ceva frumos. Au ce glas puternic are cocoșul. Astea ar fi găinușele. Sunt din linii diferite. Doar un cocoș, o găină. De fapt nu. Și nu, toate găinile sunt linii diferite și cocoșul este o altă linie, da. Doar că un cocoș, o găină, cocoșul și o găină sunt aduse de la un crescător, dar sunt serii diferite. În spate acolo mai avem două găinușe de ceabu și un cocoșel. Avem o găinușă neagră. Le-am băgat, că m-ați întrebat unde sunt cele de ceabu. Le-am băgat cu porumbei capucin pentru că nu mă deranjează. Pe viitor cred că nu o să le mai las acolo, dar momentan le-am pus acolo. Avem o găinușă neagră și acest cocoșel și o găinușă roșiatică, portocalie, care nu știu unde, cred că acum se ouă. S-ar putea să fie într-un cuibar sau prin spate pe acolo. Avem așa aici o găinușă neagră. Astea două sunt scoase la mine, cealaltă roșie care nu, pe care nu o văd acum, cred că v-am spus, e prin spate pe acolo. Aceea este de la Răzvan. Așa, o să ieșim și o să mergem în partea cealaltă. Ca și găini, ca și găini normale, am găini roșii dintre astea de la Agroland, cumpărate pui de o zi. Și printre ele am lăsat un cocoș de italiană poternichiu și un cocoș de australorp, ăla e mai tinerel. Ăsta e din ultima serie sau penultima serie, încă nu e foarte dezvoltat pe crească, nu calcă. Ăsta calcă foarte bine. Plus două găini de italiană, poternichiu. Ce faci, mă? Observați diferența dintre italiană și o găină roșie. Catalii sunt cam la fel. Creasta, în schimb, e foarte mare, foarte dezvoltată. Găinile de italiană și cocoșul sunt inelate. Sunt păsări de la Răzvan. Bine, le-am de pui, de mici. Aveau, nu știu, să zic, 2 luni. Ceva de genul. Da? Și găinile roșii pentru ouă. Cam astea am aici. A, și mai am una albă, uite acolo, care e în cuibar. Un metis de pitică, așa. Văd că stă să cuibărească la cuibar acolo. Ca și găini pentru ouă. Astea sunt pentru ouă. Vreo 12 sau 13 găini, nu mai știu exact. Eu cred că 13 roșii, în afară de italieni. Așa, deci vreo 15 găini, 16 de ouă, să zic. Am păstrat și cu 2 cocoși aici. Vedem dacă o să scot sau nu ceva din ele, dar mai mult pentru ouă de consum. Iar aici, după cum știți foarte bine, printre preferatele mele, de fapt preferatele mele, mătase japoneză albă, o familie de 3+1. Știu că poate unii le-ați mai văzut, dar am să fac așa, turul complet al găinilor, pentru că mă întreabă lumea. A, bine, ați ieșit, hai, duceți-vă încolo, nu e problemă acum. 3 găini și un cocoș. Găinile se ouă. Una nu se ouă, cam 2 se ouă, când unele, când altele, deci nu toate odată, dar găsesc ouă, în fiecare zi găsesc cam un ou sau două. Au și perioade în care stagnează. Sunt foarte rezistente, inclusiv iarna, dacă au adăpost și au pe jos paie sau talaj, la mine e amestecătură, le-au mai împrăștiat ei. Sunt niște păsări foarte bune, foarte frumoase, destul de cuminți. Ce faci, băi? Au, ce m-a zgâriat. Băi, prima oară când face treaba asta. Nu cred. Iau ce mi-a băgat aici. Au, ce m-a rănit o leacă. Uite-l, mă, a început să sară la bătaie. Băi, până acum nu sărea, sincer. Ce te-a apucat, tată? Încep să fiu mai
Ia uite-l, băi. Uite-l, ce sare. Uite gheaură, mă, bravo, tata. Hai cu minte, hai. Prin spate, când îl mângâie în spate, nu face nimic. Dar în față, așa, că nu vede prin spate automat prea mult. Uite, mă, sare la picior ea. Hai să vedem. Uite-l, mă, că a început să sar la bătaie. Nu sărea până acum cocoșul de mătase la bătaie. Uite, mă, ce sare. Ce rău e. Bravo, mă. Ei, da, nu mă deranjează pe mine, că nu mi-e frică. Încă o găinușă aici. Ai făcut ceva? Nu. Deci avem 3 găini și un cocoș de mătase japoneză albă. Băi, dar ce mi-a băgat aici? Uite, mi-a dat sângele. Da. În continuare, avem aici familia de mii de flori, știți că am dat-o? Dacă nu știți și n-ați văzut încă videoclipul în care am spus că am dat-o, am fost cu ele și le-am dat. Pentru a elibera spațiu, deoarece vreau să mă axez doar pe ce vă arăt acum în acest video, astea vreau să mă axez doar pe ele. Am găsit la mine, am văzut undeva, bine, nu chiar la mine, dar undeva vânez, să zic așa, să mai iau niște păsări bune, să măresc familia de hamburg, aș dori, dar nu știu, să văd, eu aș vrea să mai iau niște puici. Faza e că am găsit, dar cu tot cu cocoș, doar să iau și cu tot cu cocoș, să le am acolo, na, să fie și cocoș de rezervă, să mai schimb și linia, să nu fie cu probleme, dar mai vedem. Poate în următorul video, dacă reușesc să iau ceva păsări noi, o să vă arăt. Ideea este că nu vreau alte rase, ci vreau să mă axez pe astea, să am măcar 3 cu 1, inclusiv la Hamburg, să mai aduc, pentru că îmi plac, sunt foarte frumoase și mă atrag. Cocoșul, observați că a început să-și formeze coada super bine. Arată extraordinar de frumos acum. Găina tânără se ouă și ea. Chiar ieri am luat un nou. Se ouă ambele găini. Și în partea asta avem cele de Vorwerk. La Vorwerk, la Hamburg am găsit. Deci, după cum am spus, am găsit prin zona mea. Sper să mă duc, poate chiar azi, mâine, să văd, să iau... Să văd dacă reușesc să iau găinile sau dacă nu, iau tot cu cocoș. Pentru că îmi plac astea. Îmi plac foarte mult. Și vreau să formez o familie ca lumea, dacă este. Iar la cele de Vorwerk, nu mi-ai făcut azi ușor, n-ai făcut. Te jumulește bine cocoșul pe spate. Vreau neapărat să mai iau măcar una sau chiar două. Dar nu găsesc. Deci nu găsesc măcar una sau două să mai iau, pentru că fiind una singură, cocoșul ăsta este foarte frumos, destul de mare, foarte bine dezvoltat, dar o să îmi distrugă găina dacă este una singurică și doar să-i aduc una roșie de dincolo, să am două, adică din față, să-i transfer una de agrolent doar pentru a nu fi singurica asta. Și să îmi notez eu ouăle când încep să se ouă, pentru că oricum cele de la Agroland fac ouăle mai închise la culoare, iar acestea sunt puțin mai albicioase, mai deschise, se cunosc foarte bine și îmi plac păsările astea. O rasă rezistentă, Vorwerk-ul, din ce am înțeles, se ouă bine iarna. Eu am luat deja vreo 6-7 ouă până acum de la ea, numai că na, de la o găină nu pot să iei multe, să zici. Și de aceea vreau să am măcar 2-3 și să aduc și găini din altă parte pentru a putea să formez o familie bună și să am de unde să scot puișori sănătoși. Da, deci aici am mai rămas cu 3 rase de găini, 4 cu ceabu, 5 la Bresu și 6 cu familia de pitice. Deci ar fi 6 rase din care vreau să scot. Uite că mătasea se pune pe cuibar. Băi, dar tu chiar începi să sar la bătaie ca lumea. Nu știam că ești tu așa obraznic, măi. Măi, gheaure. Da, asta, tata, că n-am nimică cu tine. Bravo. Așa, îți faci treaba. Uite, aia se pregătește să cuibărească. Nu-mi place că se udă pe moț, pentru că își bagă moțul cu tot acolo în adăpătoare și având moțul mare, se udă. Na.
ce să le fac, asta este, se mai murdăresc, dar nu toate, uite că cealaltă e curată pe moț, cea din partea aceea, da, cam astea ar fi găinușele pe care eu le dețin, din italiană și cocoș de australor, că m-ați întrebat dacă vreau să scot, nu vreau să scot, nu vreau să aduc alte găini pentru cocoșul de australor, nu mă interesează să scot din ele, eu le prefer pe acestea. Poate pe viitor mă mai răzgândesc și, cum am mai spus, o să mai văd ceva, o să-mi placă, dar momentan nu. Momentan acestea. Atât, vreau să mă acces pe ele. Aveam nevoie să mai am aici încă două țarcuri libere pentru pui, pentru tineret, când o să scot. O să rămână doar anumite rase pe care le prefer mai mult, din care vreau să scot. Cam acestea fiind spuse, eu am fost Bogdan. Puteți să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți abonați. Un like dacă v-a plăcut și aștept comentarii ce rase de păsări aveți, ce puișori vreți să scoateți anul acesta, dacă ați început să puneți incubatoarele. Eu am început să adun ouă, dar încă n-am pus nimic, după cum am spus. Vreau să adun mai multe și după. Vă las, vă urez o zi frumoasă și numai bine!